Rezumatul episodului 53 din Doctorul Minune. Elizau vrea să plece de acasă pentru că vrea să găsească persoanele pe care le trimite mama ei după ea. Ali o întoarce din drum. Ea îi povestește că a fost diagnosticată la 12 ani și de atunci are zile în care este plină de viață și zile în care este deprimată și nu poate să facă nimic. Nu are niciun prieten din cauza afecțiunii ei. Ali îi zice că vrea să fie amicul ei și că se vor sprijini unul pe celălalt. Ezo îl roagă să îi permită să stea la el câteva zile, iar Ali acceptă. Nazli este șocată când află. Seara când se întoarce acasă, Ali este surprins plăcut că noua lui colegă de apartament nu a făcut nicio modificare. Se pune să studieze și să lucreze pentru operația pacientei sale, dar fiindcă este o petrecere la cafeneaua din apropiere, nu se poate concentra din cauza zgomotului. Atunci Ezo merge și îi roagă să oprească muzica, dar se termină cu scandal și este arestată. Ali îl sună pe Adil și îi cere ajutorul. Ezo este eliberată. Adil este șocat când o cunoaște și află că nu este prima dată când este arestată.